În timp ce cântau băieții și în timp ce vorbea Robert, mi-am adus aminte așa de un moment când am fost la un concurs de fagot. Eram în clasa 11-a la Odorheiu Secuiesc și după ce au fost probele, erau pe clase concursurile, m-am dus să-i ascult pe ceilalți colegi și m-am așezat în sală. Era un băiat de clasa 12-a, care atunci când a intrat pe scenă, au început să râdă toți. Și profesorii, și noi. Era așa mai mărunțel, avea un fagot, tot era cârpit, nu mai avea arce la clape, avea elastice. Deci arăta groaznic instrumentul ăla. Însă momentul în care a început să cânte, s-a făcut liniște. Prima impresie a noastră când ne uităm la oameni este ce izbește ochiul. Știți, cum este îmbrăcat? Da, și este bine lucrul ăsta, e nevoie să arăți într-un anume fel. Dar, de multe ori noi credem că în spatele hainei este ce vedem noi în haină. Și s-ar putea ca să avem surprize. Ca haina să arate bine și interiorul să n-arate bine, s-ar putea să arate și una și alta bine. S-ar putea ca haina să n-arate bine și interiorul să arate foarte bine. Da? Din diverse motive. În momentul în care a cântat, nimeni n-a mai zis nimic. Și după ce a terminat, toată lumea a izbucnit în aplauze, felicitări la urmă. Dar cum poți să cânți așa cu instrumentul ăsta? Zice, noi conviețuim. Zice, nici profesorul meu nu știe să cânte cu fagotul ăsta așa cum cânt eu. Pentru că știa toate secretele, toate șmecheriile, știa cum să sufle în el. În ocazia asta, pornind de la povestirea aceasta și mergând la cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem că, de fapt, Dumnezeu a pus în noi o putere extraordinară și un potențial extraordinar, care de cele mai multe ori sunt ascunse și de cele mai multe ori sunt neglijate și de noi și de ceilalți. Nu știm ce putem, nu știm ce a pus Dumnezeu în noi și dacă noi nu știm, cum să știe ceilalți? Sunt și oameni care țin în ei uneori geniu. Pictează, desenează, fac și tac din gură. Pentru ei, pentru sufletul lor, nu știe nimeni ce pot. Și când scapă câte o operă din aia, voi, dar tu așa talent ai, tu așa frumos cânți, tu așa frumos faci lucrurile astea, da. Păi și n-ai zis la nimeni treaba asta? Nu, pentru că pe mine mă împlinește lucrul ăsta. Foarte multe genii au fost recunoscute post-mortem. Da, dacă stați să vă gândiți la pictori, muzicieni, post-morte au fost recunoscuți. De ce? Pentru că nu au făcut un mare caz de lucrul ăsta. Erau împliniți cu ceea ce făceau, erau în același timp poate și invidiați și n-aveau pile în media. Că atunci știți, dacă n-aveai o legătură la curtea princiară sau un duce sau un prinț care să te susțină, nu puteai să faci. Azi cu media mai poți să mai scapi cumva pe acolo, să ieși în față, dar atunci nu exista mijlocul acesta. Sunt convins că nici de Haydn n-am fi auzit dacă nu era un prinț de Esterhazy care să-l sponsorizeze, să fie alături de el și să-l țină 30 de ani la curtea lui. Și astăzi lucrurile merg cam așa și în România. Arta trebuie subvenționată, altfel nu există, moare de foame. În țări mai dezvoltate, cum e Germania, trăiesc, da, din ceea ce fac. Dar de cele mai multe ori potențialul nostru rămâne ascuns. Ceea ce am învățat de la cel mai mare învățător din toate timpurile, Mântuitorul Iisus Hristos, care n-a fost egalat de nimeni, atât ca învățător, cât și în ceea ce privește persoana sa, el a fost Mesia, a fost Dumnezeu, am învățat că puterea noastră nu stă în lucrurile extraordinare, ci puterea noastră se poate manifesta chiar și atunci când suntem vulnerabili. Și în predica sa de pe muntele fericirilor,
în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, Mântuitorul arată că puterea noastră stă și în momentele în care suntem vulnerabili, în momentele în care suntem trântiți jos, în momentele în care plângem, în momentele în care suntem prigoniți, în momentele în care suntem huiduiți, în momentele în care nu arătăm bine. Și El transmite un mesaj, vă tot plângeți în alte cuvinte, că nu aveți, că nu sunteți, că nu, nu, nu. Dar eu vă spun altceva. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Wow! Sunt valoroși atunci când plâng în ochii lui Dumnezeu? Da, spune Mântuitorul. Ești valoroși atunci când plângi. Vis-a-vis de plâns, mi-aduc aminte de fericitul Augustin, care în tinerețea lui a fost poamă bună. Da, dacă citiți istoria lui și chiar spune în confesiunile sale, multe din lucrurile pe care le-a făcut în tinerețe și mama lui plângea și se ruga, mama lui plângea și se ruga ca fiul ei să se schimbe, să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu, pentru că nu era deloc mulțumită de ceea ce vedea în viața lui. Și într-o zi, în timp ce o vedea plângând, a venit la ea și a spus, mamă, fiul acestor lacrimi n-are cum să se piardă. Și din momentul ăla, lacrimile mamei l-au impresionat atât de mult și l-au determinat să schimbe viața. Și a zis, mă, cât sunt eu de prăpădit și de nenorocit, totuși, uite, mama plânge pentru mine și se roagă. Și și-a schimbat viața. Și dacă astăzi auzim de fericitul Augustin, este pentru că o mamă a plâns pentru fiul ei în rugăciune. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Dacă plânsul acesta este spre nobilarea sufletului, dacă plânsul acesta vine în acord cu conștiința și din dorința de schimbare, mai devreme sau mai târziu Dumnezeu aduce schimbare, aduce putere, aduce mângâiere. Ferice de cei blânzi, aoleo, cum să fii blând, cum să fii calm în zilele de astăzi, că azi trebuie să fii recalcitrant, trebuie să fii cât mai puternic, să te impui. Asta ne învață societatea. Însă, Mântuitorul spune, ai putere și atunci când ești blând. Și dacă nu înjuri în intersecție și dacă nu dai geamul jos să strigi, să cobori niște îngerați sau niște sfinți sau... eu știu, fructe sau alte elemente, da, după unde or fi, că sunt și înjurături vegetariene, le-au inventat unii, știți, ca să folosească așa ca niște eufemisme, să nu le zică pe alea anatomice, le folosesc pe astea la alte vegetale, da? Dar până la urmă rădăcina tot aia este, că pornirea tot aia este, chiar dacă este îmbrăcată în alte haine. Acolo este dorința de a răbufni, de a spune, de a arăta cuiva că ești puternic, că ești superior. Deci, Mântuitorul, știi ce? Da, ai nevoie uneori, poate să-ți exprimi și mânia, că este și extrema asta. Dom'le, sunt sfinți numai aia care nu se enervează niciodată. E fals. Dacă vă uitați în istoria mântuirii, o să vedeți că oamenii lui Dumnezeu n-au fost deloc calmi în anumite situații. Moise, când a spart tablele, în momentul în care Ilie era pe muntele Carmel și a zis, tăiați-i pe ăștia în bucăți, nu cred că a zis-o, copii, vedeți ce faceți, ar fi fost cinic să fie asta, da? Dacă ne gândim la Mântuitorul când a răsturnat mesele cu schimb valutar din templu, la fel, cred că a răbufnit de mânie. Bineînțeles, motivația era cu totul alta. Dar nu vreau să înțelegem lucrul ăsta că dacă te mânii în anumite situații, gata, ești rău, nu ești sfânt sau e... Și mânia face parte din registrul nostru emoțional. Așa că uneori îți mai sare țandăra, uneori te mai mânii, uneori te mai enervezi. Uneori este normal, alteori nu. Dar Mântuitorul spune, atunci când ești blând, poți să moștenești pământul. Wow! E total pe dos în societatea asta. Cum? Dacă ești blând, poți să moștenești pământul. Da, adevărații oameni care pot să se stăpânească și care pot să fie blânzi,
pot să moștenească pământul. Și nu este vorba doar de împărăția lui Dumnezeu. Să știți că dacă nu ești mulțumit cu tine, nu ești mulțumit nicăieri și nu ești fericit nicăieri. Dacă n-ai pace în suflet și tu nu ești mulțumit cu tine, poți să mergi în Tenerife, poți să mergi în Hawaii, poți să mergi unde vrei. Unde vrei poți să mergi și să fii nefericit. Stai la cel mai scump restaurant, mănânci cea mai scumpă mâncare și să fierbi de nervi și de nemulțumire. Ați întâlnit oameni de genul ăsta? Da, sunt atâția. Și poți, în cealaltă extremă, să mănânci o ceapă spartă cu pumnul și o mămăligă și o brânză și să fii foarte fericit. De ce? Pentru că fericirea nu stă în ceea ce te înconjoară. Da, te bucuri de lucrurile astea, sunt bune, sunt ok, nu le condamnăm. Însă dacă tu în sufletul tău n-ai pace, este o mare problemă, nu poți să fii fericit. Și ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul, ei au tot. Pentru că sunt mulțumiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei răi n-au pace, zice Domnul oștirilor. Sunt mereu ca marea înfuriată care aruncă pietre și mâl, noroi și mâl. De ce? Păi n-au pace. Sunt răi în sufletul lor. Ferice de cei blânzi, zice Mântuitorul. Acolo este puterea, în acea stare de liniște a sufletului. Ferice de cei milostivi, cum să dai? Ei cât mai mult. Nu, să fie pentru tine, doar pentru tine. Însă fericirea și puterea este acela care pot să dea, să ofere, să binecuvânteze pe ceilalți, să-i facă fericiți. Pentru că viața aceasta nu este numai pentru tine, este și pentru ceilalți. Și poți să fii fericit atunci când vezi fericirea din ochii celorlalți. Și lucrurile continuă. Inima curată, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cum adică să fii împăciuitor? Păi o artă să bagi zânzanie între unii, între alții, să ai auzit ce a zis, ai auzit ce s-a făcut și astea sunt cele mai urmărite, show-uri, cancanuri, să afli mizeriile din viața celorlalți. Cum să bagi pace și liniște, să calmezi apele, să liniștezi, să... No. Dar zice Mântuitorul, oamenii cu adevărat fericiți și oamenii puternici sunt aceia care liniștesc lucrurile, care pot să vadă chiar în vrăjmașii lor calități, potențial. E mare lucru să vezi lucrul ăsta, să vezi elementele pozitive în viața oamenilor pe care nu-i suporți. A fost o mare intrigă între Carreras, Domingo și tenorii ăștia. Și la un moment dat Carreras s-a îmbolnăvit de leucemie, cred că, sau de cancer. Și deși era o mare rivalitate între ei, Domingo a organizat un concert foarte mare să strângă fonduri și a spus: arta și muzica nu-și pot permite să piardă o astfel de voce. Și asta o spune rivalul lui. Și întrebarea mea este, oare de ce noi în Biserica lui Dumnezeu nu putem să facem lucrul ăsta? Bun, sunt elemente, sunt anumite animozități uneori. Dar de ce nu putem să trecem peste lucrurile astea și să vedem partea bună a aceluia pe care noi, chipurile, nu-l suportăm? Zice Mântuitorul, ferice de cei împăciuitori, pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă asta face și Dumnezeu. Am venit să împace lumea cu sine, să ne împace unii cu alții, să aducă o împărăție a păcii, a iubirii, a bucuriei. Dacă ești împăciuitor, ești un om puternic. Pentru că arăți că nu te validezi prin ceilalți și că nu cauți laude ieftine. Și cauți să aduni oamenii lângă tine și lângă Dumnezeu. Ferice va fi de voi când sunteți prigoniți. Păi cum, ești puternic atunci când ești prigonit? Da, să știți. Și dacă o judeci din punct de vedere firesc și duhovnicesc. Pentru că nimeni nu se invidieze pe cineva inferior vreodată.
O să-l compătimească eventual, dar să-l invidieze niciodată. Dacă are bani mai puțin sau se îmbracă mai prost sau arată într-un anume fel sau conduce o mașină mai veche, nu o să-l invidieze. Zice, bă, săracul de el sau calii cu pârlitul, vai de steaua lui. Dar în momentul când începi să crești și începi să te diferențiezi puțin, o să ai rivali, o să ai oameni care te invidiază și o să te prigonească într-un fel sau altul. Dacă te atingi de valorile lor sau de non-valorile lor, oamenii te vor prigoni. Dacă ești un om vertical, dacă ai anumite principii, oamenii te vor prigoni într-un fel sau altul, ori fizic, ori te vor bârfi. Dar dacă nu ești deloc criticat, nu existi. Păi uitați-vă cât a fost criticat Mântuitorul. Și nu că ar fi fost un cârcotaș sau un excentric sau un om dezaxat. Nu! Hristos a fost într-un perfect echilibru, un exemplu desăvârșit. Și cu toate astea a fost foarte criticat. Și au mers până acolo până să insinueze că ar fi fost cumva născut din flori. Zice, noi suntem din Avram, tu nu știm de unde ești. Până acolo au mers. Până să insinueze că Hristos ar fi fost născut din curvie. Zice, noi nu suntem născuți din curvie. Și știți ce l-a spus Mântuitorul? Foarte calm. Voi aveți de tată pe diavolul. N-a zis, știți, stați să văd că nu știu ce. Nu, le-a spus direct, voi aveți de tată pe diavolul. Că dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Ferice de cei prigoniți. De ce? Pentru că un om prigonit este un om puternic. Potențialul acesta, puterea aceasta a fost pusă în noi de Dumnezeu și noi nu suntem conștienți de această putere și de această valoare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și Hristos exprimă valoarea noastră în cele mai vulnerabile puncte în care putem ajunge. Este extraordinar. De asta este cu totul și cu totul deosebit Iisus Hristos de toți ceilalți filozofi. Pe de-o parte că ne aduce pe Dumnezeu în atenție, pentru că tu nu existi ca ființă fără Dumnezeu. Da, spunea chiar domnul Andrei Pleșu, este o mare diferență între speranța laică și speranța omului credincios, speranța creștină. Zice, sunt bune și una și alta, că îți face bine, e mai bine să fii optimist ateu decât să fii tot timpul în depresie, cu antidepresive, cu medicamente, să te tot ridice unii și alții. Da, e ok, e bine să fii optimist, dar zice, nu e suficient. Speranța creștină te duce dincolo. Leagă lumea asta de lumea cealaltă. Îți dă o dimensiune pe care celălalt nu are. Și exact despre asta vorbim. Iisus Hristos a venit să ne vorbească despre lumea lui Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Și astea puse împreună, aceste valori filozofice puse împreună cu puterea lui Dumnezeu, reprezintă ceva cu totul și cu totul deosebit. În istoria biblică sunt multe personaje care demonstrează cu vârf și îndesat acest paradox al lui Dumnezeu, că ființa umană poate să aibă putere și poate să producă chiar revoluții și revelații în momentele de vulnerabilitate sau chiar în momentele de păcat care a fost conștientizat. Și aș vrea să dau un singur exemplu și cu aceasta să mă apropii de încheiere. Este vorba de desfrânata Rahav. Ați auzit despre ea, nu? Și imaginea este aceasta. Poporul lui Dumnezeu, înainte de a intra în Canaan, clănțănind din dinți, cu făgăduințele lui Dumnezeu în față, cu toate promisiunile, stăteau și tremurau. Domnul e cu noi, Domnul e cu noi, știți, hai să mergem înainte, dar cine să meargă primul, cine să moară primul, că n-avem curaj să mergem niciunul. Domnul e cu noi, Domnul e cu noi și vai șamar de noi. Da? Cam așa era situația în care se aflau. Și aș vrea să vă întreb, cine le-a dat boosterul și startul celor din poporul lui Dumnezeu? Iosua, Caleb, Moise, cine? Din ce moment s-a schimbat totul? Știți din ce moment? Din momentul în care Rahav a început să le vorbească despre puterea lui Dumnezeu și despre teama care a apucat de Dumnezeu din momentul în care au ieșit din țara Egiptului. Fiți atenți
ce mărturie de credință depune femeia aceasta. Cartea lui Iosua, capitolul 2, începând la versetul 10. Fiindcă am auzit cum de la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și tot ce ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea grijă față de casa tatălui meu, aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Din momentul ăsta se produce clicul. De cine s-a folosit Dumnezeu? De o femeie desfrânată, care în momentul în care a văzut puterea lui Dumnezeu, când a văzut lucrarea lui Dumnezeu împlinită și împlinindu-se, a zis, stop, viața mea trebuie să se schimbe, în sfârșit capătă un sens. Dar nu doar atât, dă startul poporului lui Dumnezeu să-și vină în fire și să se trezească, să vadă ce potențial are pus la dispoziție de Dumnezeu și să facă ceva cu el. Că 40 de ani n-au zis altceva decât n-avem prepelițe, n-avem mâncare, n-avem apă. Știți balada lui Nai? Nai, nai, nai. Sau n-avem, n-avem, n-avem. Care se cântă peste tot. Nemulțumirea. Și zice, noi vă așteptam din urmă cu 40 de ani să faceți ceva. Abia acum, și din momentul ăla, poporul lui Dumnezeu a început să cucerească țara Canaanului. Puterea aflată în inima unei femei desfrânate, disprețuite de ceilalți, considerată, și asta. Și nu doar atât, valoarea pe care o dă Dumnezeu chiar acestor suflete căzute, că noi suntem foarte grabni să judecăm, pune, uite, a băut, s-a drogat, a fumat, a făcut aia, pac, dă-i cu mitraliera și calcă-l în picioare. Însă Hristos n-a făcut niciodată așa ceva. Vă rog, uitați-vă în Evanghelie și să-mi spuneți și mie, în afară de farisei și cărturari, ăștia erau excepția, cărora dintre păcătoși le-a spus Hristos că au păcătuit sau ce au păcătuit? Găsiți vreun exemplu? Eu n-am găsit niciunul. Dacă îl găsiți, vă dau ce vreți. Cu excepția cărturarilor și a fariseilor cărora le-a pus oglinda în față și le-a spus, bă, sunteți niște fățarnici, sunteți atâta de jos încât nici măcar nu vă dați seama unde sunteți, la cei mai mari păcătoși, la cei mai de jos, nu le-a spus ce au păcătuit. Dar știți care e paradoxul? I-a iubit, i-a iertat, și după aia veneau ei să spună, Doamne, îmi pare rău, zice Zacheu, Doamne, dacă nu poți fi, uite, dau de 4 ori mai mult. L-a pus Hristos să zică lucrul ăsta. Nu, dar în momentul în care a fost iubit de Dumnezeu, omul a zis, Doamne, păi dacă eu sunt așa nenorocit și Tu mă iubești, păi gata, mă schimb, termin cu tot. Și să știți că asta este o lege a schimbării. În momentul când oamenii sunt iubiți, încep să se schimbe. Ca așa să fii dictatorial, să bați cu pumnul masă, da, e simplu, oricine poate să facă, mai ales dacă are puterea. Dar dacă iubești, omul acela este cucerit și zice, bă, chiar că am obrazul gros și ar trebui să schimb ceva. Și așa a făcut Dumnezeu. Pe cei mai vulnerabili, pe cei mai de jos, le-a oferit credit și le-a arătat valoarea și puterea pe care a pus-o în ei. Și dacă citiți genealogia Domnului Hristos, o să o găsiți în acele scrieri și pe desfrânata Rahav. Iisus Hristos nu s-a rușinat. A avut în genealogia Lui 3 femei care au desfrânat. Știți care? Una este Rahav, Tamar și încă una. Batseba. Nu? Batseba. Mama lui Solomon.
Și cu toate astea apar acolo. Ar fi putut să zic, hai să fac eu un pic de curățenie în genealogia mea, că știi, nu prea mă reprezintă bine femeile astea care au desfrânat, nu. Dar Mântuitorul n-a făcut niciodată așa ceva și Dumnezeu nu face așa ceva. De ce? Pentru că ne-a dat valoare și vrea să conștientizăm că puterea pe care a pus-o în noi, potențialul pe care l-a pus în noi, sunt de o valoare inestimabilă. Și indiferent dacă omul trece prin anumite situații, că are anumite adicții, că trece prin situații mai grele în viața lui, și o ia razna, chiar o ia razna, Dumnezeu întotdeauna îl păstorește cu iubire și vede că oricând se poate întoarce și oricând un astfel de om poate să producă cele mai mari surprize. Și una dintre aceste surprize, și cu asta aș vrea să închei, o enunță chiar Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 21 cu 31. E ușor de reținut, 21 cu 31 și 32, când spune așa, după ce vorbește despre pilda aceea a celor doi fii, cărora tata le-a zis, bă, du-te, și nu, a zis, da, da, tată, mă duc, și nu s-a dus, și a zis unuia dintre ei, bă, du-te, nu mă duc, da, hai totuși că mă duc, zice, care credeți că a făcut voia tatălui? Zice, ăla care a zis prima dată, nu mă duc, și s-a dus, că până la urmă a făcut, celălalt, taca-taca, știți, așa cum, și până la urmă Dumnezeu este interesat de ceea ce faci până la urmă. Evanghelia după Matei 21 cu 31 și 32. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Sunt foarte tăioase cuvintele astea. Dacă le spuneam eu, poate că era ceva, dar le spune Mântuitorul. De ce? Pentru că oamenii ăștia sunt conștienți. Bă, ăsta sunt. Sunt pramatie. Dar nu mă dau altcineva. Știu cine sunt. Și oricând, dacă spunea John Maxwell că dacă nu definești corect realitatea, niciodată nu o să ai progres. Dacă te păcălești, dacă te minți, a, sunt așa, sunt așa, și de fapt realitatea e groaznică. Și într-o firmă, într-o companie. Dacă nu definești clar realitatea, bă, suntem pe faliment, plecăm de la cât? De la minus 1, minus 2, de la 0, plus 2, plus 3, să știi clar de unde pornești. N-ai cum să progresezi, pentru că tot timpul ești pe nisipuri mișcătoare, nu știi care este. Dar ei știu de unde pleacă. Asta este situația în care mă aflu. Și zice, adevărat, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar, paradoxul, vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Valoarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu este extraordinară. Și cred că fiecare dintre noi suntem chemați să facem ceva cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Și să nu judecăm pe ceilalți. A, tu ești așa, tu ești așa. În toată ecuația mântuirii, Dumnezeu va fi interesat de un singur lucru. Ai făcut sau n-ai făcut? Aduceți-vă aminte tabloul ăla de la judecata finală. Ți-am dat. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? Unii, Doamne, dar când? Noi n-am văzut oportunități, n-am când să slujim. Și nu, zice, nu poți să te dezvinovățești. Ți-am dat, putere ți-am dat, potențial ți-am dat, daruri ți-am dat. Ce ai făcut cu ele? Și ceilalți au considerat atât de normale lucrurile acestea. Zice, Doamne, dar când te-am văzut noi? Că noi s-a părut normal. Dacă Tu ne-ai dat, ne-ai binecuvântat. Am făcut! Și Dumnezeu va judeca după ceea ce ai făcut. Să ne ajute Tatăl Ceresc pe fiecare dintre noi să conștientizăm puterea pe care a pus-o în noi și valoarea pe care a pus-o în noi și să nu mai ținem ascunsă și să nu mai lăsăm acolo neglijat într-un colț, într-un ungher. Atât ceea ce ține de noi, cât și ceea ce ține de alții. Să punem în valoare ceea ce a pus Dumnezeu frumos în noi, dar să-i ajutăm și pe alții să-și descopere acele daruri pe care le-a dat Dumnezeu. Și în felul acesta putem să fim fericiți și în viața aceasta și în viața viitoare. Puterea
rămâne putere, fie că este ascunsă, fie că este neglijată. La unii poate că nu se pune în valoare toată viața și mor trăind, încet, dar sigur. Dar la alții poate fi o trezire pentru binele lor și a multor altor oameni. Puterea trebuie să fie manifestată pentru bine, pentru creștere, pentru iubire și pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.